Sălașul a devenit un important producător de brânzeturi de lux, unele din produse fiind căutate inclusiv în străinătate. Multe din aceste produse sunt obținute în cadrul unor cooperative agricole, înființate în cadrul grupurilor de acțiune locală, cel mai bun exemplu fiind Gal Valea Someșului, care vine în întâmpinarea publicului, inclusiv cu târguri de la care nu lipsesc produsele locale. Sărbuna, cum vă numiți și cu ce v-ați prezentat azi aici? Mateuța Alexandra sunt, ne-am prezentat cu produse din capră și vacă, cu dulcețuri, bulion, boia. Toate le produceți dumneavoastră? Da, împreună cu colega, o prietenă. Hai să vorbim prima dată despre brânzeturi. Cum ne obțineți? E o procedură locală, tradițională? Știți că se vorbește foarte mult despre chestiunea asta. Păi, o procedură tradițională. Folosim doar pastilă de cheag și lapte de capră și de vacă. Atât. Aveți animale în... E o mică fermă, nu? Sau o fermă mai mare? O fermă mai mare de capre. Și câteva vaci pe lângă. Mai nou se vorbește foarte mult despre aceste animale, caprele, laptele de capră este tot mai apreciat, inclusiv în sistemul medical, practic. Da, așa este. Și aici aveți gemuri, da? De ce fel de gemuri? De afine, de piersici, de caise, de prune cu scorțișoară. Sunt tot felul de amestecuri? Da, așa e.